Iar California se află sub asediul zăpezii din cauza ninsorilor abundente. Străzile au fost blocate, iar oamenii nu pot ieși din casă din cauza nămeților. Camioanele care transportă alimente și medicamente ajung cu greu la locul destinației, iar unele localități riscă să rămână fără provizii. Între timp, mulți turiști au rămas blocați pe munte. Locuitorii orașului San Bernardino din statul California, Statele Unite ale Americii, se confruntă cu ninsorile abundente. Oamenii se plâng că sunt blocați pe munte, iar de câteva zile trăiesc fără energie electrică și fără provizii. 12 zile, 6 zile fără curent, nu am avut niciun colac de salvare din lumea exterioară. Strada noastră este blocată de 5 zile. Cred că s-ar fi putut mișca mai repede, dar simt că ei fac tot ce pot. Multe străzi încă nu au fost curățate. Dacă pe aici ar fi mers mai multe mașini, s-ar fi blocat și ar fi provocat dificultatea lucrătorilor care des zăpezesc drumurile. Peste 80% dintre drumurile din orașul San Bernardino sunt impracticabile. Oamenii des zăpezesc străzile cu forțe proprii, iar casele sunt practic scufundate în nămeți. Doar echipajele de urgență și camioanele cu alimente au voie să urce pe munte pentru a livra proviziile necesare. Locuitorii orașului sunt sfătuiți să rămână în case, întrucât în oraș este declarată stare de urgență.